ia bine seama ce este sufletul tău. Este o grădină, este o pădure, este o livadă, este un deșert, este un loc plin cu animale fioroase, otrăvitoare, este un cimitir, este un loc unde se adună gunoaiele. Ia bine seama ce este sufletul tău. Să vezi de ce. Pădurile atrag ploaia. Deșertul respinge ploaia. Ploaia se oprește rare ori acolo. Poate că te întrebi, de ce mi se întâmplă atâtea rele? De ce în fiecare zi pățesc așa? De ce toți oamenii îmi vorbesc în acest fel? Ia bine seama, nu cumva este ceva în tine care atrage așa ceva. Nu cumva este ceva în tine care promovează așa ceva. Ce este sufletul tău? Este o grădină sau este un deșert? Este o livadă roditoare sau este un pământ sterp? Sigur că fiecare dintre noi am moștenit ceea ce am moștenit. Chiar am cultivat ceea ce am moștenit într-un fel sau altul. Acest lucru are mai mică sau mai mare importanță. Ce are foarte mare importanță este ce ai vrea să devină sufletul tău. Ce fel de lucruri ai vrea să atragă sufletul tău și ce fel de lucruri ai vrea să respingă sufletul tău. N-ai să poți să faci singur lucrul acesta. Trebuie să chem pe marele grădinar al grădinii tale. Ai citit de frumusețile grădinii din Cântarea Cântărilor, de mirezme, de mir, de florile acestea. Când eram mic, mi-închipuiam cerul ca un potop de flori, de soare, de lumină, primăvara. Așa imaginam cerul. Astăzi îmi dau seama că această imaginație a mea nu era altceva decât un lucru care era parte din ființa mea. Ai pus în inima lor și gândul veșniciei. Sunt așa ceva? Nu. Dar pot să fiu așa ceva dacă voi chema pe marele grădinar să cultive grădina sufletului meu. Poate grădina sufletului tău este sau a fost un deșert care a tras uscăciune și moarte. Cheamă pe marele grădinar și știi ce promite cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Isaia? Pustia va înflori ca trandafirul. Ai să vezi culoare, ai să vezi mireazmă, ai să vezi frumusețe acolo unde era numai un deșert, dacă vei chema pe marele grădinar să cultive sufletul tău. Cei ce se vor apropia de tine nu vor avea această reacție respingătoare, ci dimpotrivă se vor simți atrași, vor simți plăcere în prezența ta și vor admira acolo lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în sufletul tău. Ia seama bine ce cultivi în această grădină. Ai văzut ce a spus Dumnezeu primilor noștri părinți? Cultivați grădina aceasta, păziți-o de asemenea. Vezi când cresc acolo buruienile invidiei și bârfei și urii și răcelii față de Dumnezeu și mândriei și necredinței. Vezi ce se întâmplă acolo și strigă întotdeauna la marele grădinar ca să țină grădina ta ca o grădină a lui Dumnezeu, o grădină a Edenului și în răcoarea acestei grădini, prin ceea ce este acolo prezent, prin mireazma care pulsează de acolo, oamenii să poată să meargă la pas de vorbă cu Dumnezeu.